Situl Natura 2000 Roșcii 0098 la Culpețea, cu o suprafață totală de 49 de hectare, mărginește cursul superior al pârâului Pețea de la obârșia sa, situată în stațiunea Băile 1 Mai, până la intrarea în municipiul Oradea, pe o lungime de 5 km. Situl Natura 2000 a fost declarat ca sit de importanță comunitară în anul 2007 în vederea ocrotirii unicului habitat acvatic termal din Europa. Include rezervația naturală Pârâul Pețea cu o suprafață de 10,86 de hectare. Nufărul termal, Nimfea lotus, varietatea Thermalis, a fost declarat monument al naturii în anul 1931, iar un an mai târziu, apele calde cu lacurile de la izvoarele Peței au fost declarate ca rezervație naturală. Lacul termal de la 1 Mai, Ochiu Mare, este unic prin faptul că o specie de plantă tropicală, nufărul termal, înrudit cu cel de penil, vegetează spontan într-un climat temperat. Melanopsis pareisi, o specie relictă de melc, o fosilă vie, și Scardinius racovițai, roșioara lui racoviță, o specie endemică de pește, sunt alte două specii ocrotite ce trăiesc alături de nufărul termal și vin să susțină unicitatea acestei rezervații naturale. În rezervația naturală au fost identificate 16 specii protejate în UE, precum și 25 de specii din lista roșie mondială a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, ocrotite și prin legislația României. Intensificarea exploatării prin foraje a apei geotermale, mult peste puterea de refacere naturală a zăcământului, a dus, la sfârșitul anului 2011, la distrugerea habitatului acvatic termal și la extinția speciilor endemice termofile. În prezent, nufărul termal și roșioara sunt adăpostite în acvarii, melcul a dispărut, iar din frumusețea lacului de odinioară a mai rămas un ochi, a cărui pleoapă se închide în tăcere, lăcrimând. Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională.